Bună copii! Vă spun un bun venit într-o nouă călătorie în lumea minunată a Bibliei. Iisus învie. Textul de memorat îl găsim în Ioan, capitolul 11, cu versetul 25. Iisus i-a zis, eu sunt învierea și viața. Dar înainte să trecem la povestirea noastră, haide să împreunăm mânuțele și să ne rugăm. Iubitul nostru Tată din cer, îți mulțumim pentru că ne-ai iubit atât de mult încât ai lăsat ca fiul tău să moară ca să ne salveze din mâna lui Satana. Îți mulțumim în numele lui Iisus. Amin. După ce a murit Iisus, prietenii lui l-au pus într-un mormânt special. Mormântul era, de fapt, o cămăruță săpată în stâncă. Prietenii lui Iisus erau foarte triști. Ei uitaseră că Iisus le promisese că va învia după 3 zile. Dar oamenii răi, care l-au omorât pe Iisus, nu au uitat de făgăduința lui. Nici Satana nu a uitat. Oamenii aceștia răi au pus o piatră uriașă în fața mormântului și au trimis soldați care să păzească mormântul. Satana și cei mai puternici îngeri ai lui erau prezenți acolo. Voiau să îl țină pe Iisus în mormânt pentru totdeauna. Satana știa că Iisus își respectă întotdeauna promisiunile. Iisus a murit vineri. Aceea a fost prima zi. Iisus a odihnit în sabat. Aceea a fost a doua zi. Iar duminică, în a treia zi, era timpul ca Iisus să învie. Duminică dimineața, în timp ce era încă întuneric, soldații păzeau mormântul. Ei nu vedeau îngerii puternici ai lui Satana, dar aceștia erau prezenți acolo. Deodată, pământul a început să se miște. Era cu tremur. Mai apoi un înger strălucitor a coborât din cer. Îngerul a dat piatra la o parte ca și cum ar fi fost o pietricică. Iisus, trezește-te! A spus îngerul. Este timpul să revii la viață. Iisus s-a trezit imediat. A venit la ușa mormântului și a ieșit afară. Iisus era viu, așa cum promisese. Soldații s-au înspăimântat atât de tare încât au căzut la pământ și îngerul lui Satana s-a temut, așa că a plecat de acolo. Mai târziu, soldații au fugit spunând tuturor că Iisus este viu. Le-a spus și oamenilor răi care îl omorâseră pe Iisus. În timp ce soldații erau plecați, Maria, prietena lui Iisus, a venit la mormânt și a văzut că Iisus nu mai era acolo. Ea s-a grăbit să le spună ucenicilor. În timp ce ea era plecată, au venit alte femei și au văzut un înger. Ce le-a spus îngerul? Matei, capitolul 28, cu versetele 5-7. Dar îngerul a luat cuvântul și a zis, femeilor, nu vă temeți, căci știu că voi căutați pe Iisus, care a fost răstignit. Nu este aici, a înviat, după cum zisese, veniți să vedeți locul unde zăcea Domnul și duceți-vă repede de spuneți ucenicilor lui că a înviat dintre cei morți. Iată că el merge înaintea voastră în Galileea, acolo îl veți vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta. Femeile s-au grăbit să le spună ucenicilor ce a zis îngerul. Maria s-a întors la mormânt după plecarea femeilor. Ea nu știa că Iisus este viu. Maria plângea când a văzut îngerul, dar acesta i-a vorbit cu blândețe. Apoi, Maria a auzit o altă voce. Era Iisus, dar Maria plângea atât de tare că nu știa cine este. Te rog, domnule, spuse Maria, spune-mi unde este Iisus. Maria, a spus Iisus. În momentul acela, Maria și-a dat seama că vorbește Iisus. Era atât de fericită. Trebuie să mă duc să vorbesc cu Tatăl meu ceresc, i-a spus Iisus. Spune-le ucenicilor că mă vor vedea curând. Maria s-a grăbit să le spună ucenicilor că l-a văzut pe Iisus și ceea ce îi spusese, dar ei nu au crezut-o. Nu puteau crede că Iisus înviase, deși era adevărat. Iisus și-a ținut promisiunea că va învia. Iisus își ține mereu promisiunile. Prin faptul că a înviat, Iisus a arătat că oamenii care mor iubindu-l și având credință în el, pot învia la revenirea lui. Sunteți bucuroși că Iisus este viu? Haideți împreună mânuțele și să ne rugăm. Îți mulțumim, iubitul nostru Tată, pentru Iisus,
pentru că a murit pentru noi și a înviat. Ajută-ne să ne amintim că Tu îți respecti mereu promisiunile. Îl iubim atât de mult pe Iisus. Amin. Fiți binecuvântați! Domnul cu voi!